Eu am avut norocul să am, de când eram încă studenți, să am câțiva colecționari care s-au apropiat de arta mea, care m-au ajutat să mă detașez de ce era în jur, să stau mai mult în atelier, timpul cât eram la profesor și mai ales când eram rector, am mai rărit lucrul la atelier, dar după aceea am revenit în atelier și acum tot timpul meu mi-l dedic atelierului și lucrurile. Cu colecționarii au fost o relație specială, ei m-au format, ei m-au ajutat să-mi fac cariera, datorită lor le datoresc ce fac acum. Am avut câțiva prieteni colecționari care veneau des în atelier, mă urmăreau, nu neapărat să cumpere lucrări. Și acest lucru crea o emulație și o stare de lucru. Cei care cumpără acum investesc. Dar și asta e un lucru bun, foarte bine că există acești investitori în artă. Arta trebuie să trăiască, artistul trebuie să trăiască, trebuie să... La început investesc așa și până unii chiar devin apropiați și încep să înțeleagă fenomenul artistic, alții rămân numai cu investiția. Un colecționar adevărat își cultivă gustul în timp. Sunt colecționari care sunt axați pe anumiți artiști, adevărații colecționari de aceea vechi, cumpărau nu numai că cumpărau de la foarte mulți artiști, dar își vindeau între ei lucrările artistului care nu era preferat și lua artistul care era preferat. Personajele, unele există, le-am fotografiat, le-am făcut schițe, după care le-am reluat pe pânză, în cheia mea, într-o cheie, hai să zicem, bizantină, mai ales portretele, iar peisajele sunt peisajele care, tot așa, în zona Rădeștiului, un sat de deal. E un lucru foarte bun pentru un artist să fie reprezentant în fiecare licitație. Artistul nu poate să influențeze o piață de artă. Casa de licitație face piața de artă, nu artistul.